mâinea cu luna din suflet, cu fața plină de zâmbet, nașul, nașul. Bine, 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 care stă cu banca. Domnul Constantin și doamna Elena. Da, aici, aici sunt. Aici sunt, aici. Noi vă spunem bună ziua. Bună ziua. Noi suntem de la Surpriză Magice Iași și astăzi, va fi bine, cu ocazia sărbătorii Sfinților Constantin și Elena, am venit cu o frumoasă surpriză să se sărbătorim împreună de la cineva drag. Avem niște frumoase daruri pentru dumneavoastră. Un tortulet. Ce surpriză! Surpriză! Chiar când e fărăria, nu mă așteptam, da. Un coș cu fructe, e un coș bogat și știm de asemenea că este și ziua ta, care împlinește 18 ani. Am o șampanie cu un mesaj personalizat pentru tine. E, dumneavoastră bănuiți de la cine este această surpriză acum? Mă avem pe surpriză. Nu știți? Bănuim de la o, cred că... La tine! Citesc ceva și vom afla împreună. Dragii noștri nași, cu ocazia acestei frumoase zi de sărbătoare a Sfinților Constantin și Elena, vă dorim multă sănătate, fericire, iubire, putere, numai vești bune și voință multă. Vrem să știți că ținem foarte mult la voi și că vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți, pentru persoanele minunate care sunteți, generoase, iubitoare, grijulii. Vă mulțumim fiecăruia în parte pentru că ați fost acolo pentru noi la nevoie și pentru tot sprijinul oferit și mai ales când ați fost alături în cel mai frumos moment din viața noastră. Să nu uitați și să nu ezitați niciodată să apelați la noi. Căci noi vă vom oferi tot ceea ce e mai bun. Vă susținem și vă vrem numai bine. La mulți ani, Elena și Constantin! Azi e ziua de naștere și a lui Denis, care împlinește 18 ani și îl invită în fată. Ești major, dragul nostru, fie ca visele tale să devină realitate. Mult curaj în tot și toate. Înțelepciune și să ai grijă în toate deciziile pe care le vei lua. Noi avem încredere în tine și te susținem. La mulți ani, Denis! Ne pare rău că nu vă putem fi azi alături cu toți împreună, dar ne vom reîntoarce și ne vom revanșa cu siguranță. Vă îmbrățișăm pe toți și abia așteptăm să ne revedem acasă, cu multă dragoste, Fini Alina și Lucian a Petrei. Vă mulțumesc din suflet, ce pot să spun, chiar nu mă așteptam. Chiar nu mă așteptam, nu, nici prin cap. Vă mulțumesc din suflet, tinilor. Și dacă mai doriți să le spuneți ceva, să le transmiteți, că vă transmit multă sănătate din partea mea. Putere de muncă. Vă iubesc tot timpul cum i-am iubit până acum. La bani. Și să fie iubiți. Și nașul iubește de acolo unde, unde știu fiind. Vă iubesc enorm, finilor. Vă mulțumesc din suflet. Chiar nu mă așteptam. M-a făcut mare plăcere să vă surprindem și să venim la dumneavoastră. Și la rândul nostru vă dorim o zi de sărbătoare frumoasă, să sărbătoriți această zi onomastică. Aveți multe persoane în jurul dumneavoastră care vă iubesc. Familia. Bunicii. O familie frumoasă, da. Bunicii. Frați, nepoți. Eu de acum înainte așteptam, dar nu mă așteptam că voia să spui. Chiar nu mă așteptam, pe cuvânt. Eu am plecat. Să doamnă și de azi a doua mamă.
Ce familie frumoasă, o iubire ca și-a lor, le dorim și finilor. Cine mereu vă va spune cu blândețe vorbe bune, nașul, nașul. Cine o să vă rămână prietena cea mai bună, nașa, nașa. Cine mereu vă va spune cu blândețe vorbe bune, nașul, nașul. Cine o să vă rămână prietena cea mai bună, nașa, nașa. Ce naș, ce nașă, ce familie frumoasă, o iubire ca și-a lor, le dorim și mirilor. Ce naș, ce nașă, ce familie frumoasă, o iubire ca și-a lor, le dorim și finilor, le dorim și mirilor.